Mănuiesc că ați auzit, ați citit, televiziunile de știri v-au bombardat cu știrea că România, în trimestrul 2 al acestui an, a reușit o creștere economică de 2,1%, doar Olanda a reușit mai bine, raportat la trimestrul 1 al acelui an. Ba chiar la nivel de trimestrul 2, 2021 trimestrul 2 2022, creșterea e de 5,3%, ceea ce ar trebui să fie confortabilă și binevenită și să dea prosperitate tuturor. Numai că tot săptămâna trecută ați mai aflat ceva și anume ați aflat că inflația este de 15,7%, una din cele mai mari din Europa și această inflație face ca puterea de cumpărare a românului să scadă dramatic. Dacă ne uităm că totuși inflația nu depinde doar de prețul energiei, care e drept a crescut considerabil, ci de faptul că această creștere economică este o creștere economică venită din consum. România totdeauna a crescut prin consum, nu prin investiții. Drept urmare, lucrurile astea se repercutează și asupra inflației care este mult mai accelerată decât în alte țări ale Uniunii Europene, care nici ele nu stau prea bine pentru că pe zona euro inflația este peste 8%. Dacă Banca Centrală Europeană cu chiu cuva a adus dobânzile pozitive și avem în sfârșit un 0,5% dobândă pozitivă pe euro, și se speră să mai fie ridicată de vreo două ori anul acesta. La leu suntem destul de sus și pe semne domnului Sărescu o să ridice dobânzile cu 1%. Așa că leu față de euro nu cred că se va devaloriza, ba împotrivă. Domnului Domnul Isărescu trebuie să fie destul de agresiv, pentru că altfel inflația îi va exploda în viață. Și dacă ne aducem bine aminte, rolul unei bănci centrale, inclusiv a BNR-ului, este să supravegheze prețurile, să le controleze. Ori chestia asta a scăpat de mâna băncii centrale a României de mult. BNR-ul nu mai poate să spună că targetează inflația la 2-3% când ea a ajuns deja la 15%. Iar ridicarea de dobânzi nu este suficientă. E nevoie de o recesiune, e nevoie de un șomaj mai mare în România, astfel încât prețurile să scadă. Pentru că creșterea economică bazată pe consum a dus și va continua să ducă la această inflație. Evident, Motivele le știm foarte bine, nu sunt nici războiul din Ucraina, nici rușii, nici criza petrolieră, nici faptul că dolarul e foarte sus și atunci prețul energiei a crescut. Chiar dacă față de începutul războiului, prețul petrolului la 80 în loc de 95. Cum dolarul deja a bătut de multe euro și a crescut cu peste 22% de la începutul anului față de leu, automat și prețul benzinei trebuie să-l gândiți în dolari, pentru că petrolul și rafinarea și așa mai departe se face în dolari. Faza care e? Că în acest moment, dacă vrem să calmăm inflația, avem nevoie de recesiune și nu e numai la noi, ci și în America sau în Uniunea Europeană. Dacă vom ridica dobânzile, atunci prețurile se vor calma. Dar puterea de cumpărare va scădea din ce în ce mai mult și anumite firme, mai ales cele mici, care și așa nu prea primesc credite de la bancă, vor primi și mai greu. Pentru că robor mare, de ce mare, bănci care dau din ce în ce mai greu credite și care se așteaptă că mai ales firmele mici să nu poată să își onoreze obligațiile față de bancă. Deci, pe toamna asta nu văd o toamnă prea roză, iar la primăvară va trebui să facem socoteala cu costurile trecerii până această iarnă, care va fi destul de grea nu numai pentru români, ci și pentru Uniunea Europeană. Totuși să zicem boda proste că avem și gaz, avem și ceva petrol, nu suntem dependenți 100% de importuri. Dar, spre deosebire de europeni care și-au făcut rezerve de gaz lichefiat, eu n-am auzit ca România să-și facă vreo rezervă de gaz lichefiat și la un moment dat, prin iarnă, s-ar putea să avem nevoie ca de apă. Deci, pe lângă faptul că centralele termice ale orașelor sunt vechi, pierd enorm de multă căldură, se risipește foarte multă energie pentru încălzitul locuințelor, pentru că sunt de peste 40, 50, 60 de ani toate aceste conducte, trebuie să mai facem bilanțul și cu presul energiei, care sigur va continua să crească, mai ales a gazului, și nu atât că va continua să crească, dar va fi din ce în ce mai greu de găsit dacă Putin continuă să țină robinetul închis. Nu știu nici Putin cât va reuși să mai țină robinetul închis, pentru că Asia nu e că Dudu e economia și Poate să consume dublu, astfel încât tot gazul care n-a mai venit în Europa, în Germania, să poată fi vândut în China. Plus că acolo îl vând cu discount, pentru că chinezii știu că în altă parte rușinau să vândă gazul. Drept urmare, cer discounturi enorme, atât la livrările de petrol cât și de gaz. Pe de altă parte, conductele care aprovizionează Asia nu sunt atât de mari și atât de, au, nu au capacitate atât de mare încât să înghită tot gazul care nu mai pleacă spre Europa și care era, de fapt, clientul number one al lui Putin la capitolul vânzări de gaz. Iar, pe de altă parte, dacă Rusia nu vinde petrol și gaz, nu prea economia ei nu prea produce mai nimic și nu prea are cum să supraviețuiască. Și chiar dacă o să fie cald în case la iarnă în Rusia, că o să aibă surplus de gaz și poate și foarte ieftin, în afară de căldură mai au nevoie și de altceva și nu cred că stau foarte bine. Mai ales că din ce în ce mai greu poate să importe anumite produse din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Le importe de la chinezi, e adevărat, dar rusul s-au obișnuit totuși cu un alt fel de trai, de nivel de trai, și produsele occidentale care au început să lipsească pe rafturile magazinelor rusești fac viața un pic mai dificilă. Și celebrul Hey, Rub merge la război și patriotismul rusesc domină în lumea, știți, trece până stomac. Și dacă trece până stomac, uneori patriotismul trece până stomac și dacă nu găsește nimic de mâncare, rămâne în stomac. Și dacă nu mai ajunge și la creieri, se produce revoltă. Bun, pentru cei care au rate la bănci și au și ei viață grea, cei care fac acum în loc de robor plus, fac IRC plus, au o mică problemă, acum plătesc mult mai puțin, dar s-ar putea în momentul în care roborul scade, pentru că în momentul în care vom avea recesiune va scădea și inflația și va scădea și cu dobânzile, și atunci ei riscă în acel moment să plătească luni de zile, chiar an, un an, doi ani de zile, dobânzi foarte mari față de dobânzile de piață. Ceea ce va reprezenta bucuria băncilor. Așa că cine crede că ea e rece acum și e mult mai ieftin, să nu uite că e, la, e o capcană la fel de frumoasă ca și chestia cu Francul Elvețian în 2006-2007, când toată lumea să împrumuta în franci elvețieni, pentru că dobânzile erau foarte mici. Dar la sfârșit s-a văzut că schimbul valutar a fost atât de prost încât au plătit peste 300% o casă. Dar vă promit, chiar dacă voi sta două luni în Elveția, să vă țin la curent cu evoluția situației din România, în funcție de ce se mai întâmplă, și mai ales în funcție de mișcările BNR și a datelor care ne vor veni de la Institutul Național de Statistică. Știți bine, nu pot să lucrez decât cu datele oficiale pe care le publică Institutul Național de Statistică, astfel încât nu îmi cereți să anticipez ceea ce nu pot anticipa fără date lună de lună.